Unul dintre cele mai importante obiective ale parteneriatului este consilierea elevilor de liceu în vederea alegerii carierei. Centrul de consiliere și orientare cariera Universității Ovidius poate și va juca cu siguranță un rol important în modul în care elevii din constata viitor studenți își vor alege cariera. Din păcate, o mare problemă a învățământului românesc preuniversitar este lipsa orientării și consilierii în carieră, pentru că în școala românească avem undeva la un psiholog școlar la 1000-1500 de elev, lucru care face imposibil ca acesta să discute cu toți și acesta să-i ajute pe toți. De aceea, Universitatea Ovidius va juca un rol important în consilierea viitorilor studenți, pentru că acesta să-și aleagă acea specializare unde ei sunt buni. De asemenea, un alt rol pe care îl va avea acest parteneriat este cel de sprijinire a viitorilor absolvenți de liceu în promovarea examenului de bacalaureat prin oferirea de meditații și organizarea de simulări ale admiterii. Este misiunea noastră ca pol de educație și de cercetare, ca for de cultură pentru toată comunitatea, de a ne îndrepta în toate direcțiile. Iar dumneavoastră este o direcție importantă. Pentru că nu vă privim ca numai posibil candidat și să ajungeți obiectul muncii noastre, deci este o chestiune extrem de vulgară dacă abordăm problema în acest mod. Vă privim ca niște parteneri, pentru că așa îi privim pe studenții noștri, iar studenții noștri sunt cei care nu vor duce în continuare, să zicem, mesajele de cultură și de civilizație, nu numai în zona noastră, ci peste tot unde vor lucra. Protocolul de colaborare dintre Universitatea Ovidius și Asociația Elevilor din Constanța este valabil pe o perioadă de un an.